Da. Vezi, în mai multe ipostaze. Eu îmi justific pasiunea ta prin faptul că ai avut aceste experiențe cu el nefericite. Da, urâte, neplăcute. Da, iar el care a încercat să-i facă pe toți că hai sunt hai să vorbească și el, că mai avem 3 minute. Da, acord. Mă repet, da? O activitate comercială în insolvență înseamnă sechestru asigurator, da? Ok? Este vorba de niște datorii la stat care trebuie să le dau, bineînțeles că n-am mai avut bani să continui un proiect. Ok? Sunt sute de oameni care sunt în insolvență. Doamna Anda Ghiță, pe care am cunoscut-o de, hai să zicem, 13 ori în viața mea, să amestec în viața mea, fără să știi, fost în viața mea zi de zi. Dacă nu v-ați văzut de 13 ori, de ce v-ați încuscrit, fraților? Că eu știu că în cuscrit e o chestie de... Pentru că Maria care este cu datele, iar aminte de 13 ori. Pentru că Maria a insistat foarte tare. Eu știu că Maria a insistat foarte mult. Păi de 13 ori, dar venea și stătea câte o lună. Da. Doamna Anda Ghiță, când a fost în insolvență, la fel cu măcelăria, când v-au căzut afacerile în 1997 și nu mai aveați bani, l-ai părăsit pe Lupul, fraților, lupul a nebunit, a luat o perătură. Ăsta nu știe nimic de viața mea și a luat o razna. Cum adică nu știe nimic? Nu știe absolut nimic de viața mea și vii cumva cu măcelăria. A căzut măcelăria. Deci face exact ca și cu Brancu. Când i-a zis lui Brancu, bă, mi-ai dat bani. Măcelăria e sau nu? Nu e nicio măcelărie, unui oameni bun. Cum să-ți părăsești soțul pentru o măcelărie? Nu înțeleg. Nu, nu, de ce nu și-a părăsit soțul? Nu, de ce nu și-a părăsit soțul? Pentru că a ținut la el. Dar n-am avut, fraților, nicio măcelărie. Ai avut măcelărie? N-am avut măcelărie. Atunci minte. Atunci minte. Afirmă de servicii și construcții funerare din 1992. Poate că avea grădină zoologică pe care trebuia să o transforme. E mai bun, doamne, Anda Ghiță, o întrebare. Stai, mă, că n-am avut măcelărie. Băi, fraților, dar nu înțeleg de ce. Hai să te mai întrebi, care i-a spus lui Brancu că i-a dat bani. Deci i-a spus o minciună sfântă. El vine cu măcelărie și că a terminat două emisiunea atunci. Păi băi, n-am avut banii întotdeauna, băi omule. Că se termină emisiunea, pentru ești mărculeț. E adevărat că are punct de lucru în spitalul Gheorghe Marinescu? Punct de lucru la ce? Este exact cum spui tu. Ai dreptate. La Marinescu să fii tu, bă. Aveți punct de lucru în spitalul Gheorghe Marinescu să te duci. Ce domnule cu firma... Ceea ce este interzis. Stai, mă, ce punct de lucru? Ce vinde acolo? Are o problemă. Dar nu peste tot unde se vinde carne în măcelărie, Dani. Da, mă, nu cu măcelărie. Cu ce? Cu aperea, o ia pe câmpii. Firma de funerare, cred. Bă, nu vă mai aud nici eu. Ceea ce este interzis prin lege, să știi. Cu firmă de, ai firmă de dată funerare? Păi, cred că asta e business-ul lor. Voi, dacă a luat-o ăsta cu măcelăria, acum a luat-o cu... Eu am servicii și la Sfânta Vineri. Eu am dat faliment pentru că nu am dat șpăci. Sfânta Vineri, spațiul nostru, la cimitirul... Din 1992. Aici se referă la măcelărie, dar era deci cu măcelărie cu funerare și cu construcții funerare. Ai voie și cu măcelăria. Da, are sau n-are? Și cu Grigorescu. Și ai punct de lucru? Marinescu, Grigorescu, Victor. Eu am la cimitirul Sfânt Marinescu e... Care Marinescu, Grigorescu? Deci nu ai voie în spitale să ai punct de lucru. Asta se poate verifica. Okay. Dar tu, domnule, știi care e punct de lucru acolo? Drei. A vorbit cu bolnavi. Eu vorbesc singur, așa, de la ei știu. Este exact, se repetă povestea cu Brancu. Mi-ai dat bani și ăla săracu n-are buget. Dane, crezi că bat câmpii? De la ei știu. Deci, normal. Deci tu spui că ei ți-ar fi povestit de un lucru ilegal. Și cum poate să-l aibă acolo decât? Cu șpagă. Exact. Asta se poate verifica dacă e punct de lucru, că vând coștiuc de oameni, nu vând degetare, exact, să le pitești undeva. Exact. No, să vede. Deci eu vreau să fiu verificată. Se? Numai el nu stă la poligraf. Noi mergem, să face, Dane, eu merg la poligraf și eu și el. Să se verifice la poligraf. Mai care a spus-o el. Dar nu tu ai fost măritată cu el. Este cu punct de lucru și cu măcelăria. Eu merg la poligraf. Dar să meargă și el, că el a făcut probele pe mașină, că n-a fost în mașină. Da? Să spună cu afacerea de 36.000 și cu Mia. Mergem. Eu merg la poligraf. Și cu sexul în grup. Mergem în colonaz la poligraf, dar nu mai avem în seara asta timp. Deci eu merg la poligraf. Nu pot să merg la poligraf. Eu merg la poligraf. Eu ne pus poligraf. Eu cu măcelăria pot să merg la poligraf. Să vedem dacă vrea și el să meargă. Bă, de la măcelărie, bă, ca vată în nas, la porție, punct de lucru cu vată în nas. S-a terminat emisiunea. Vă mulțumim că a stat atât.
Mă râdem, râdem, dar păcat de copii. De lucru cu pantofi noi. Vă mulțumesc că...